Pe lângă antrenamentele de la Poiana Brașov, sportivii au avut și câteva ore de recreere pe pârtile din zonă. La memorialul Gheorghe Voicu, desfășurat la Brașov, luptătorii sădmăreni, copiii, cadeții și juniorii au concurat într-o competiție de casă. A fost prima competiție oficială pentru elevii pregătiți de Tudor Barbul și Francis Sabo după o săptămână cu două antrenamente zilnice. Și dar la memorialul Voicu, clubul Sădmăren a obținut un loc întâi prin Andrei Buzilă la 42 de kilograme, patru locuri doi prin Marius Burger la 42 de kilograme, Ionica Ștefan la 59 de kg, Danuț Bulgar la 7 de kilograme și Pauloros la 35 de kg. Pe ultima treaptă a podiumului au urcat Marian Zaha la 42 de kg, Andrei Barbul 53 de kg, Rareș Dumitraș la 59 de kg și Peter Peck la 59 de kg. Pe locul 5 s-au clasat Raul Zârzu la 25 de kg și Cristian Ghiurcuț la 35 de kg. Sportivii și antrenorii doresc să mulțumească primăriei Arduci și lui Nicolae Avorniciței pentru sprijinul acordat acestei deplasări. La acest sfârșit de săptămână, luptătorii vor concura la Beclean, unde va a ver con un poderníxto turno internacional.